Ați luat toată lumea, n-ai cum să faci acolo să pături la creierii, adică am dat un singur la final, mi-am trebuit să schimbi și toată strada, atunci la mine. Păi nu, cu risc, ca să nu se răușească vizionare. Crezi, continui cu spara grijă. Fără pavilion de exploatare. Nu ne dăm legi și nici apele române, și nu mai pe lume de dar nici n-ai cum să ții în ploaie, nu numai să-i aprobe, dar chiar și operatorul care o să fie, și o să fie atunci, și eu în Arpașcan, trebuie să-i faci ceva să stea pe aici. Un acoperiș. Sus de asta sunt niște compresoare înăuntru, mai au câteva utilaje care ne ție afară. Asta înseamnă că 2-3 ani zile le-ai de gata. Și atunci este musea necesar. Din punctul nostru de vedere, acoperirea totală este din cauza avizelor. De ce? Ei ne dau avizul la mediul 7, că putem să punem în funcție, chiar dacă am vrea. Partea asta de spaul ăsta pentru bucata discului existe și v-am expus data trecută. Cred că înțelege odată lumea că având în vedere obiectivul la mare care se face acolo și că era trasă apă, deci la cele era primării. Nu aș vedea, dar mi s-a părut și nouă, sau foarte logică să beneficieze de canalizare. A fost și păcat să se facă și să se facă o fostă logică mai... ce face pensiunea acolo, care e clar că o să arăt în și de forajurile așa, astea trei lucrări care sunt absolut necesare pentru una funcționare de plus suplimentare, așa, mai pune în plus că avem banii ăștia care o să putem să-mi dea. Ministerul, că este în contractul cu Ministerul, ci pur și simplu fără ei nu puteam. Dar tot ați făcut, mă zic că nu puteți să duceți conducta mai sus până la coadă, din analizare, că avem multe lucruri. Ăsta este proiectul aprobat, este un indice de conducat. Dacă am avea bani, nu s-a putea duce. Puteam merge de extindere. Extindere a fi discutat deja cu domnul primar și domnul vice, există posibilitatea, v-am expus, cred că și anul ăsta sau două, există posibilitatea să poate face foarte ușor la partea din vale. O stație de pompare preuzate, dacă relieful este cum văd și la șosea, dacă nu se modifică, deci preia la vale, preia un corector principal, duce într-o pompă și aduce înapoi un șungiu pe o pompă prea mare șosea. Da, asta e o extindere, se poate face ușor de acum înainte. De așa, domnule Montezeu, ce în creierea asta suplimentare avem și de contribuție, nu? Sigur că aveți 15% la orice. Cât a spus? 422 milioane. 600 de milioane. Aveți contribuționate. Fiind asta nu este prins în împrumut. Care să vedem de unde o afițăm, asta e problema. Totalul 600. Contribuția noastră. 600 de milioane. Contribuția noastră. A, Mateu. Materialul a fost prins și... Noi împrumutul e făcut pentru 18.900. O să ne trebuie tot. Domnul primar, să vină ăștia care sunt 10 miliarde, că 600 de milioane de acum. Da, o să mai e 2 ani. Nu o să supere nimic cum asta, pentru 2 ani până acum, până nu ne-am văzut. Să vină ăștia 10 miliarde, să-i vedem că sunt. Na, ce să zic. În păcate, vă spun așa că o anecdotă, că ne așteptam că... un primar care e sărac, a fost văduvit, că era la PSD în regimul trecut. Tot am făcut lucrări, și am ajuns la 30 ceva de miliarde cu speranța că gata, se schimbă, să vezi că se dea bani. În păcate... i-a mai luat. Nu că nu i-a mai luat, dar mi-a dat nici măcar cu fărâm, așa, să zici că... i-am făcut mai departe, da. Asta pare că nu se... poate că nici măcar n-au avut modul de nu să plătească, ci pur și simplu de garanțare. Deci pentru a garanta un fund la ce nu au aprobat. Am zis că nici la altul că s-au terminat în asta. Deci cu garantare efectiv pentru că blochează cu podul că le dă. Nu dau nimic. Nu se vede nimic de nicăieri, în păcat. Crezi că am bucățica și e de șansă în proiectul să te întâmplă? Nu, nu, asta e proiectul ăsta. Am bucățica de șansă. Nu vă faceți probleme, domnule. Ați văzut că eu am suplimentar. Dar n-aveți niciodată influența asupra. Ați văzut că suplimentar. Pare să văd proiectul. Mă vedeți în proiect. La lucrarea spus. La lucrarea spus. Lucrarea spus. M-am executat și pot. M-am mai spus într-o lucrare. Mai, mai poți. Dar e în ceea ce o stricație. Dar dacă trebuie, poate lucrezi în proiect. Nu, dar după cum văd eu la consilier, de când faci sport, de când faci sport. Domnul Cheșcu, să ajungă și la dumneavoastră. La mine, nu. L-a făcut mai îngustă. O punte, facem o punte. Dar s-a făcut la dumneavoastră. N-au avut nimic. Vă spun ce n-au avut nimic.
Știi că ai făcut podul și au venit cu presiune, dar la mine nu faci. Nu, dar n-ai avut. Da, e bun, dar e bun. Trebuie bun, trebuie bun. Da. Au nespălat prea. Dar nu este o vorbă, domnul inginer. N-am cu ce, fă-o așa. Fă-o așa. Este un bani, că nu-l mai spun. Dar nu trebuie să-l mai zi. Nu, noi, acum să vă spun ce simt ca și ca lucrare, că noi nu foarte multe de tipul ăsta, arată foarte bine. Sunt șamele care arată la puțin. Poate că își bat puțin bine. Poate țin și eu, și inginerul care mă autorează și scrie un băiat sufletit și ține așa, să zbăt în poate și pentru noi este un motiv de bucurie. În altă parte, ideea afară, dar ce păcat că ideea afară, dar de fapt lucrările cu asta. Da, sincer să fiu, nu prea aș vedea să fie om obligat să facă podul ăla. De asta bine, se facă la toți la fel. Proprietatea lui începe de la 13 metri de axuș. Așa este. Nu? Așa este. Eu ce vă spuneam este că eu aveam obligație să fac cele care le-am stricat și așa vorbim și proiect. De fiind pod acolo și ne stricăm nimic, nu avem obligația să fac. Da, dar cred că e obligația primăriei. Dar încă o dată, spun la un proiect mare, nu se pune problemă de 3 metri, 5 metri, plus de beton, de mai e. Asta a fost chestiune minoră și tare altă. Domnul Ginen, dacă îmi permiteți, la urcare așa mare, mai există și problemă din dumneavoastră. Că, de exemplu, de ce în vale, la piață, s-a lucrat la fosa aerea, da, vale. Spaura mare, da? Da, acolo e un din atâiul. Da. S-a lucrat la el. Trebuie totuși pus înapoi, retigui. Aia e obligație. Dacă am stricat și de noi să ne gândim la asta. Mai trebuie un alțat puțin acolo, că e mai plăcut. Știm ce se întâmplă când vin ploile și inundații. Trebuie foarte ușor, îl spaice foarte rapid. Și mai întregătim cu apă în toată zona aia. Plutim acolo. Deci, domnul Gidea a avut bunăvoință de a pune ceva acolo. A pus un metru jumătate, dar el inițial a fost mult mai de banda aia de la și mai tare. Acum nu am eu ce problemă, dar eu mă duc cu asolidat. Știți că la pământ există pe margine sau trebuie adus că nu am iată un trebuie. Că știți că mântuia, el ia jumătate cu noi după și pus. Un utilaj, da, s-a cumpit eventual, dar așa, de astea, poate dacă e vorba de tic, are cu toate, dar să zic cu asta. Și ce vă cum de tic la cu ce? Posibil. Și ar putea să vină ceva la construcție. În zona Oasei. Da, da. Da, da. Și nu vă mulțumesc. Nu, nu, nu. Stați în popoarea pe Oasei. Deci nu vine construcție. Nu, nu, nu. Ar fi ceva pe Oasei. Da, cu nimic n-aș fi să apuc că mai câteva zile este mult și mai în loc. Și mai câteva zile cu ceapă. Și cu rugămintea care am spus-o și de data trecută și la dumneavoastră, dacă mai sunt ceva probleme legate cu funcțiunea asta sau asta, mă spun, mai spuneți-o la domnul Gine, este receptiv. Este receptiv chiar când nu bate la capă, nu poți să iei, nu bate și cu nici. Este receptiv. Este receptiv. A fost o... Da. Am zis până la trecut, până la trecut. Mă spune-mă cum am fac de un termin de aici, cum dat de ei așa. Îmi mai spune, cum îmi spune la asta așa? Noi, poate nu ne vedem consider ce mai vedem din comun. Hai spune, mai spune. Nu știu, știu, domn primar și primar. Asta are posibilitatea. Vă prinde pe aici? Închepăm, da? Tine de tot timpul. Informa. Tine tot timpul aici și lucruri minorile poate rezolva. Domnul inginer, eu, unul, n-aș vrea să pierd ocazia să vă mulțumesc și dumneavoastră ca reprezentant, chiar și domnul inginer Lupu și firme de Procon pentru înțelegerea de care a dat dovadă. La orice solicitare am fost rezolvat. Bine, bineînțeles că din teritoriu nu vin toate solicitările odată nici la mine ca să pot să le expun. În măsura în care au venit, vă mulțumesc pentru parcare, pentru cei 47 metri de parcare din fața școlii, pentru podul ăsta de la dispensar, tot la fel, care nu știu dacă intra în lucrări și nu era obligatoriu. Și pentru felul în care veți amenaja și șanțurile până la final. Și știu că cam în general ce faceți, ce v-ați propus, duceți și la îndeplinire. Noi vă mulțumim pentru înțelegere la toată comuna, Consiliul Local și cer și scuze pentru că sunt și părți care au fost mai puțin bune de-a lungul instituției, pentru că nici noi
suntem o asociere, unul dintre asociații noștri a lucrat un pic mai lingrici, ca să spun așa. Și locuitorii la intrare în Boren mai știu, că doar am arunce reclamații, cei de la Europeană de aici, cât timp s-a lucrat. Asta e situația, nu ne alegem tot timpul asociații că după calitatea lor, pentru că nu știi cum lucrează atunci când ea alegi. Nu e sub antreprenor ca să-l aleg, eu e asociat, deci obligația a fost ca să-i dăm și lui partea lui de lucrat. Oricum, nu ne-a făcut cinste, eu... dar între timp lucrurile s-au, s-au revenit. Eu vă mulțumesc că m-ați ajutat și în probleme care nu sunt de proiect. De exemplu, așa. Astăzi, dar m-am dus și am sudat cu generator poarta la cimitirul sovietic sau la Găriniță, la Păureni, am legat porțile mai sus și am sudat Zăvor și Balama. Vă mulțumesc. Era un regulă bine că mi-a spus ca să știu ce era acolo, de ce au făcut fără să nu cea. Poate, poate. Faci cum o să. Dar eu nu mă dar, faci ce spui nu faci, dar te-am făcut să nu faci. E rău pentru prima dată, dar le-am adus mai mult. După ce terminați vedeția la pod, acolo, la pasarela în Gănuț, lipsește capatul. Da. Au dispărut deja. Am văzut de mult în bază în zonă capacele. Și ne rugăm la cei care achiziționează pe să nu primească. Sunt două probleme care pot să apară. Dacă între timpul în care noi predăm și dumneavoastră predează la dat, în perioada este adunată. Dacă atunci dispar, dar după ce le-ați predat la ta, o să-l predăm la aceeași zi la ta. Da, acolo așa fi cel mai bine. Totuși o stradă bună acolo, deci de curs, noi am să te s-au furat două săpați. Noi o să le defendem, că acum ne scăpăm. Da, unul la tănasă în față și unul la spate de bani. Da, deci persoana care ăsta Mihăiță o lua jumătate de capac și țigarul o jumătate de capac. Capacul o țigară. Nu fost chiar român, nu știu. Deci ne vom bui capacul pe mai loc, caros și nu mai stă să mai scoate din... Mai a făcut un reclamație la poliție. Nu atât în ideea că sunt două capace, dar vă dați seama că dacă vede că două jocuri sunt întâlnit, după aia avem 13 ceva de capace. Sunt apărat. Nu e sigur, vreo 5 milioane în capac. Trebuie să fie rezolvare. Am văzut undeva la televizor, l-a schimbat un capace din plastic. Nu poți fi carosat? Da, poți fi carosat. Nu poți fi carosat. Îți dau putere din numai să nu scarosat. Nu poate să fie ceva. Nu scarosat din poți să fie. La ce ai lucrurile? Nu știu. Ești obligat să faci carosat. Nu sunt rezistente exact ca de fier. Nu știu. Poți să știi achizitorii disciplinare. Da. Dacă ar avea exerții de sală. Dar până la televizor, deci foarte chiar. Chiar după ce nu este în sală. Sau care va fi? Poate bine. Aia, da. Nu sunt atât. Dacă omul tată și avea toate implementele. Al ăsta, măcar, nu s-ar putea da o sudură, ceva. Se poate de o sudură, niște punct de sudură, dar... Ce să spun? Bine, dar ăla care vine și intervine la... Asta e, periodic. Vine ăla, vine cu scurile aia, dar nu e cu mâna în mijloc. Da, 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 de fapt, să vezi sudură. Ele sunt periodic. Ele sunt în fond. Așa, la un moment dat, sigur că dacă o să intre în mijloc, noi le-am securizat. Și tot a fost bun până la prima intervenție. Când se te iarna și cu o cheie crescentic să-ți o nimerești acolo și să disfaci, să poți să rază în prima lovitură și ai încercat mai departe. Trebuie mult aplicat de la vedere, pentru că din zilele la vedere s-a gândit că am propus. La fiecare fosă de masă, pe anumite oameni. Măcar dacă punem la fiecare centru de colectare de fier și de găsăm unde le duce. În care vedem ce... Da, mai avem și nu duce. Ia băgat, mai avem și așa de Căminul aici, cu multe cămini la suprafață. Era o stucată de cetățeni mașini. Îți prea sunt din mărinierul. Da, probabil că la un moment dat el a fost un tal care s-a lăsat așa fălândă și s-a măcinat. A fost pus în acceptul. Foarte sus. Deci, da, de două ori. Sunt citat la cămini. Asta
astea mai sunt din coboare. Din coboare. Poate să le coboare. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Mulțumim, domnul inginer. Șansă, trecem la următorul. Probleme legate de raportare, o să discutăm când s-a apropiat atunci, pentru că tot mai sunt. O să vă spun, nu și la anul, cu ce să răspunde, pentru că sunt niște modalități, având de vedere costurile pentru proiect și raport individual foarte mari, există posibilitatea ca să faceți un singur proiect și o singură autorizare pentru toată, una și fiecare, care să plătească individual numai parte de raport ce îi se convine în import. Dacă nu plătească, vă trebuie plăcut pe om la 6-7 milioane proiect, o autorizare, să plătească să fie destul de puțin. Am acolo ce să poată să raporteze. Da, mult, vă mulțumesc frumos. Dăm citire în grafă, de ședinție. Data de ține 26.10.2012, ora 14, să vă proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2012, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 2. Ședința din 23.11.2012, luna noiembrie, ora 14, raport al compartimentului de asistență socială cu privire la activitatea specifică de pusă, realizări, probleme întâmpinate, precum și obiectivele viitoare. 21.12.2012, ora 14, informare cu privire la activitatea desfășurată în cadrul Bibliotecii Mosca, activități în cadrul Căminilor Culturale Mosca și Băurei, precum și activități sportive la nivel de comun. Acum, ăsta-i doar de jurnicie. Împotrivă? Ia caută.
piciorul în continuare. Dacă mai sunt propuneri în privința subiectului, care Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal. Introducere terenului pavilan, construire pensiunea loturist pe teren în suprafața de 7200 metri pătrați, situat în extravilanul satului Mosta. Aici dăm cuvântul domnului Cășmar Mihai. Legătura de generația, ați întocmit un raport de așa natură, când să-l aprobăm, nu? Nu, o regiune de specialitate și care spune, deci ăsta trebuie să aibă avizul comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Județean Iași. Și are avizul de respectivă. Da, pentru că aici... Ce se mai zice? Deci am văzut că nu se poate prin fug. Deci omul... Nu, deci are. Aici avem un plan în parte. E o încheltuitoare. Am zis că am avut tot de la societăți și am luat demersul pentru acte, pentru un plus. Cum a fost domnul Rusu și domnul... Și Miziuc, și așa cu ecocentelor, și domnul... Da. Deci, era. Ordinul de dezvoltare regionale și obiecție numărul 839 pe 2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcție republicate cu modificări și completări ulterioare, stipulează obligația administrației publice locale de a elibera autorizațiile de construire pe baza documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate conform legii. Prin documentația de urbanism numărul 1499/1996, faza 1, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Murcă numărul 39/2000 și prelungită valabilitatea prin hotărârea Consiliului Local Murcă numărul 52/10/2010, zona precizată nu a fost cuprinsă în intravilanul propus și de aceea la solicitarea beneficiarului s-a impus elaborarea și aprobarea unui plan urbanistic zonal. Ținând seama de prevederile legii numărul 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, dar planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism la teren pus, introducere de teren în intravilan, construire pentru zona agroturistică, comuna Mosca, județul Iași, în tabela 5, a 13/1 și 13/5, a fost întocmită de către TCI, Botezaim, SRD Iași, proiect numărul 71/2012, pentru beneficiarul SC de aspecte de Mosca. Anunțul privind proiectul de hotărâre a Consiliului Local Mosca, având ca obiect documentația pus, sus menționată, se află afișat la sediul primăriei Mosca și pe site-ul
DVB Moscaro, începând cu data de 18.09.2012. În conformitate cu articolul 39, articolul 40, avem raportat la articolul 6 din ordinul MDRT numărul 2071/2010. În conformitate cu articolul 6, alineatul 4, din legea numărul 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, persoanele interesate pot formula scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț, respectiv în perioada 18.09.27.09.2012. Documentația de urbanism menționată, care are avizul de principiu numărul 726 al Comisiei de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Iași, iar datele tehnice sunt cuprinse în proiectul numărul 61/2012, se supune aprobării Consiliului Local Moțca, în temei articolul 45, alineatul 2, litera E, din legea numărul 215/2001. În baza celor precizate mai sus, prezentăm spre aprobare proiectul de hotărâre de arătare. Fă o pauză. Nu. Hai, doamne, să punem la următoare. E nevoie de... E nevoie de... Da, dar să-ți dați din ce e Cristi, el bea apă. Păi, da. Până apă și rândă, dacă are cineva vreo problemă să-i spună, dacă nu se treacă la bun. Dar stai și mai mult medică, dar poți mai faci și vreo în viitor, zona aceasta se va putea mai vizor. Nu, deci pentru fiecare. Deci zona e interioană, numai pe parcele respectivă de care... Numai pentru zona lui. Numai care e proprietatea beneficiarului. Fiecare îți trebuia să urmeze același curs. Da. Tot la noi, la acolo. Oricum, noi trebuie să ținem inițiativele antreprenorii. Da, cine este pe acolo? Nu spuneți mai se rezistă. Asupeciul la următorul proiect hotărâri, privind aprobarea concesionării prin licitație publică asupra pieței de pe locul postei magazia CAP-ului, care aparține de domeniul public al Comunei Moș. Am mai fost la ședința ordinară. Documentația numai pe trei lucruri. Deci fără bucățica aceea, unde e bascola, cabina bascola. Să avem o hotărâre până în deci, deci asta e diferența între... Și, altă problemă ar fi prețul per metru pătrat, care n-ar trebui să crească față de nivelul dar chiriei. Dar ce nu propus mai mare? Nu, noi ne-am orientat în acte, dar făcând calculații, de exemplu, cât m-a costat pe mine, dacă aș plăti, îi plăcusem anticalculații pentru lotul 2, m-a întrebat domnul Menică, și a venit la plată dublu față de cât plătea el pe acum, și de asta
Vreau să precizăm în hotărâre că rămân la exact aceleași prețuri cum erau înainte, ținând cont că noi ne-am propus să-i ajutăm să-și refacă construcțiile, ținând cont că calitatea zidurilor, deja zidurile sunt ziduri doar așa, că se văd, dar nu pot fi folosite, cred că o să trebuiască demolate și reconstruite. Asta ar fi un motiv ca să îi ajutăm, cei care vor licita, cei care au fost afectați din incendiu, și bine ar fi să avem deschiderea să refacem hotărârea. Așa fiecare din Mosca, fiecare cetățean din Mosca sau din Căute, vreau, domnul Vlad, să-mi dați o bucată de teren din domeniul public, dar vreau prețul ăsta. Nu, 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 dar eu... Prețul ăsta este. Dar este. Dar este. În sensul că, deci nu putem impune noi, nu că atâta dai. Deci, eu vreau cu un leu. Deci eu vreau să spun, nu, asta înseamnă preț modic. Dar eu vă zic, cam care era nivelul chiriei, să nu creștem peste nivelul chiriei, să fie... Dar ca... e obligat chiar ăla care a fost chiria și acolo să ia el... poate vrea un bonus la tot. Închipuiți-vă că... Preențiuni era. Era contract, contract de închiriere pe 15 ani. Are drept de preiențiune și gândiți-vă că are o investiție care a făcut-o aproape degeaba, în sensul că după ce a terminat-o de făcut, a ars și a rămas doar în zidurile. Și vina primării? În parte s-ar putea să fie și a primării. Da, fiindcă bunul trebuia asigurat ori de chiriaș, ori de proprietar, trebuia asigurat pentru incendii. Dar dacă ne-am propus să-i ajutăm și sunteți dumneavoastră de acord, eu zic să o facem. Dar avem cel mai bun privilegiu să o facem și să le dăm voie să construiască până bine în ghet. De altfel, vor fi ruine până anul viitor. Și aici, cum e cu licitația? Deci, și nu mai licitează? Dacă ei ești proprietarea... Dom'le, formalitatea o facem. Am plătit doar pentru anunț în monitor oficial și încă două ziare de circulație, unul regional și unul național, 7.500. Dacă dumneavoastră vreți să reorganizați, replanificați, încă 7.500. Asta din banii mării. Teoretic, ar trebui să fie pentru fiecare loc, pe 3 oferi. Și acum o să pun cu un leu mai mult sau cu asta, de o formalitate. Dar nu mai e licitație, un aranjament. Nu e aranjament. Nu e aranjament. Nu e aranjament. Nu înțelege. Sau licitația aranjament. Lăsați în desfășoare normală. Nu vă mai legați la așa. Și așa i-a ajutat, să nu, i-ați ajutat, că fie că nu și-au plătit taxele, fie că... Sau altele... Deci, acuzați mențiunii? Nu, tot. Acuzați cu interpretare? Da, nu, nu am văzut pe nimeni, am citit din documentele prezentate de servicii impozite și taxele. Taxele nu, dar uitați acolo. Dar să-și asemnăm în proiectul de acolo, să se desfășoare normal. Dar normal, ar fi mai bine să ne desfășoare. Normal, ar trebui să începem. Nu, dar pe aveți. Deci eu nu vorbesc ca din care și nici nu pot să fie dacă e serviciu taxi și nu s-o achitat. Ce, nu a achitat chiria? Deci, dacă... Domnul Nenica a achitat pentru lotul din față, mai există 38 milioane datorie, cel care va câștiga lotul numărul 1 va fi obligat să plătească și datoriile să fie lăsă. Da, dar acum și unde se chema proiectului, o să punem la voie. Cine este pentru? Împotrivă? Abținere. Ia. Pentru că
De ce n-am votat din cauza dumneavoastră? Și când ducați să-mi ziceți că eu sunt... Da, ce vrei de tot aceea? Ce ați comentat pe unul ceva? Am comentat numai eu. Deci, domnul, dați să-mi ziceți. Nu poți să asta. Deci e prima, subsemnata Iosup Ana Maria, domiciliată în Comuna Mostarul de Friaș, vă aduc la cunoștință următoare. Fiul meu Iosup Andrei Laurențiu, elev în clasa 8 la școala Iordache, cum e acasă din nou, cu conta cu rezultate foarte bune la fotbal, nu beneficiază de bursă și de niciun alt ajutor. În luna noiembrie 2010 a fost singurul copil din orașul Pașcan care a câștigat Closul Toamnei, ediția a treia, și a fost premiat de domnul primar Căciunescu, primăria municipiului Pașcan. A dat probă la fotbal la Poli Iași, a fost acceptat în luna a doua 2012. A dat probă la Teatra Neamț, unde iarăși a fost acceptat la fotbal, dar din motive financiare nu ne-am permis să meargă mai departe. Voi face tot ce îmi stă în putință ca visul lui să devină realitate. Domnul primar, vă rog să-l ajutați să poată beneficia de un ajutor pentru a-mi permite să-l pot purta mai departe la școală. Este un copil talentat care face vorba de 5 ani și nu pot permite nici măcar să mă gândesc că într-o zi va renunța să mai practice acest sport din motive financiare. Este un copil care merită să-i continuească și să-i întindă un număr de ajutor. Domnule, aici dacă o să facă cinci o moribiri, atunci când a fi dumneavoastră să sunteți un om de afaceri. Hai de ce nu ziceți dumneavoastră? Hai să vă ajut eu. Nu. Ar trebui să susținem sportul. Da. O venit în birou și aproape plângea, a cerut în frumos de ei ca să dea copilul la școală. Mi-am gândit că dacă sunt oricum o sponsorizare, o chestie, orice ar fi de cuvință, o facem doar ca să nu întâlnim eu refuz, că banii ăsta de urgență nu sunt. Deci nu plăcă orice sfărătoria. Nu mai. Ăsta-i bun la tot. Dacă uite că eu vreau de exemplu, nu am foarte bun la carte. Păi exact nu am nici bani. Eu vreau să ia sără. Domnule profesor, îmi dați voie de vă. Da. Deci la orice școală din România se dă bursă socială. Se întocmește o fișă, se face o anchetă socială la primărie, chiar începând cu 1 octombrie, chiar am fost la o ședință la băiat, și au fost anunțați părinții care au probleme financiare și au copii la școală. Poate să facă, este birou, compartimentul social, asistență socială la comună, îi se poate da. Îi se face repede o anchetă socială, dar începând cu data din 1 octombrie și beneficiază de burs bani pentru școală. Există da. Așa ceva, da? Există. Bani de liceu. Bani pentru școală. Deci există. Ce? Sunt atâtea de făcut în țara asta care sunt alții care nu. Așa. Dacă sunt bani, trebuie ajutat, dar nu cum spun în cereri, de acum am întreținut. Eu parcă așa am înțeles. Nu. Să-l întrețin, dar nu poate așa spune. Bă, că ajunge că bă, tot la fără că să-ți ieși la mâine noastră. Care este acolo, mi-a fost la mâine noastră. Bun, dar nu poate așa să-i ieși. Dar dacă ea nu poate să-i ieși, nu poate să-i ieși. Nu poate să-i ieși. Nu poate să-i ieși. Nu știu,
Ce se facă pentru viitor. Pentru că nu se poate să întrețină un copil la școală numai cu ajutor de la primărie. Cum e, nu au venit de asta. Păi dacă, cu atât mai bine dacă nu au venit. Se facă, să vorbesc după etapele pentru a să primească. Eu trebuie venit pe pachetă de lăutată. Păi dar... El ajută-mă la să spune o notă de lucrare. Dau pe exemplu. Păi chiar cu creierul și că n-a spus. Dar ce? Dar el cu brezul 4-5 ani. 4-5 ani. Să citim a doua cerere de la Sfânt. Da, așa. Subsemnata Roșu Maricica, domiciliată în sat Băuritul dumneavoastră Zețeaș, vă rog să-mi aprobați un ajutor de mormântare pentru mama mea, așa, în timpul la Grăița, de decedată la data de 19.9.2012. Conform certificatul de deces anexat. Deci, în aștept, ultimele 3 luni a fost bolnavă, operată de operată cu diabet la spitalul din de urgență Iași. Da. Poate lucrurile care le-a avut s-a chiubit cu mormântarea. Acum nu mai avem cu ce să ai făcut. Nu stăm pe rânduială. Vă mulțumesc ca să nu-i poate. Deci nu mai are ce se poate de rânduială. Dar a fost, da, da. Aici nu ce-ai sănară. Dați de deci. Deci toate bunurile care le-a avut, cu care mi-a bunise de o viață, s-o cheltuie cu mormântare. Acum nu avem cu ce să-i purtăm de rânduială, așa scrie. Nu, exact. Haideți să s-o punem la vot cerurile astea, să vedem. Ai o dimensionară, să-i pensionară? Când mai este pensionară, deci au luat bani de acolo. Cazul este foarte trist. Nu mă care este la situația gravă acolo. Acum vedeți la cea. Dar ideea este că dacă în ce ar fi nu se face pe aici, ce ar fi nu se face pe aici, ce ar fi da, prima cerere, deci cu semnata Iosu Panamaie, cu fiul. Cu fiul, dacă s-a aprobat, ce se poate. S-au spus părere de fiecare, ce s-a aprobat. Apropo de aplanat ăsta, chiar
ceva supărător pentru unii. Unii mai spun, e realitatea, de realitatea că și adevărul supără. Mai trecem și mai transmit din pe așa, se uită unii pe la noi. Dau exemplu asta, venind la ședință, la trei persoane care s-au uită și dat ajutor. L-am salutat o și l-am răspuns. Îmi pare rău că mi-am să dă eu un om politicos, am salutat o femeie. Deci, când discutăm ceva aici, rămâne aici. Dacă vreți să transmiteți, vă transformați în curie. Asta e părerea, asta e. Normal, consilierea trebuie să aducă părerea cetățenilor care i-au votat. Adică, ce-am văzut? Dilă un sumum de... Da, dar vedeți că sunt două situații. Da, Să fiecare cetățean din comunul nostru, cum îi plătiți? În funcție din cât știți că aveți alocat în buget. Noi executăm. Noi puneți în situația. Atunci vă încărcăm volumul. Adresează cetățeanul că nu vor să vă pierdă domnul. Banii din cont, dumneavoastră veți aproba cheltuirea lui. Mai greu să și asta eu să vă aduc atenție. Referitor la activitatea sportivă, vă dau exemplu cu Valea Seacă, care și-a plătit taxele de arbitraj pentru trei echipe, în, de exemplu, dinainte, de la începerea campionatului. Bine ar fi să alocăm și noi de la anul, măcar de la bugetul de anul viitor, și să nu stăm să pentru o echipă, dacă să dea Dumnezeu să facem și a doua echipă pe Băureni, bine ar fi, că își doresc mult, tineretul acolo dorește mult, dar bine ar fi să nu ne mai scotoșim prin buzunare în momentul când trebuie să achităm taxa de arbitraj. Au fost alocați pentru un an, deci pentru 4 trimestre, suma de 20 milioane vechi, asta ar însemna 5 milioane pe trimestru, și 5 milioane aproape că reprezintă cheltuiala pentru un mieș acasă, când ai trimis arbitrii și observatori de la Iași, pentru care costurile sunt mai mari. Și dacă mai ești câteva cartonașe galbene de preferință, nu roșu, vreți mai scumpe, atunci nu avem cu ce să achităm. Cât am putut, am făcut și eu, și domnul Vici, și să ne mai ajute, avem promisiuni tot așa de la câțiva sponsor, dar hai să tratăm cu seriozitate treaba asta și să fim dați noi exemplu. Când vom alcătui un buget pentru anul viitor, domnul Nelu, domnul Cosma Emil, deja au făcut un referat și punem un preț mediu pe meci, ca să vedem acasă și în deplasare cât costă mediu, să ne facem virus. Că vii tu și stai că dacă n-am vărut să-mi le scot 100.000, dă-le 100.000, da, să pun acolo la... Nu se cade, nu se cade. Pentru? Da. Așa vor fi cheltuiți. Tratăm să le stai de avea. Și singura delectare de duminică pentru tineretul din Moscova. Vă zic eu, așa că... Dă, Doamne, să mai faci o salată, dar asta, când vezi că vin la meci, parcă nu știu cum, ne-a asigurat toate condiții. Acum, o să tasăm un pic, am vorbit cu domnul Simon de la drumuri, să udăm în prealabil, dacă nu plouă, să udăm gazonul și drumul, să-l călcăm cu un compactor din ăsta mare, ca la drumuri, să fie mai nivelat, da, față de alte comuni, încă e loc drept. Am văzut în alte comuni, că deja e și înclinat, și deznivelat, și... Dar e la modul ăsta, că e nevoie. Se bine, că depinde de unde joci, dacă bagi nu mai reprezentat la acolo. Eu vă mulțumesc pentru atenție.